Rusia a lansat un atac aerian pe scară largă asupra regiunii Lviv din vestul Ucrainei și a regiunii Volin din nord-vest. Trupele Kremlinului au lovit mai multe clădiri civile, printre care și o grădiniță. Totodată, bilanțul victimelor se ridică pentru moment la 3 morți și câteva 10 răniți. 2 години тому назад тут на цьому місці стояв дитячий павільйон нашого садочку. Ракета прямо точно влупила в цей павільйон. Зруйнований будинок, верхній поверхівці повиграли, вікна повилітали. Ракета căzută în curtea grădiniței nu a făcut victime, însă primarul orașului Lviv a mai adăugat că au fost date ordine de evacuare a cel puțin unui bloc de locuințe în flăcări. În total, peste 100 de clădiri rezidențiale au fost avariate în atacul Rusiei, peste 500 de geamuri din zona au fost parte de undele exploziilor, iar terenul de joacă al unei grădinițe a fost complet distrus. Acest atac a fost cel mai mare asupra regiunii Lviv de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina din februarie 2022. Până în iulie, regiunea Lviv, care este departe de liniile de front și care se învecinează cu Polonia la vest, a fost cruțată de majoritatea atacurilor aeriene ale Rusiei. Dar în iulie, 7 persoane au fost ucise când o rachetă a lovit o clădire rezidențială. Totodată, în regiunea Volin, 3 oameni au fost uciși și mai mulți spitalizați la Lutsk, după ce sediul unei firme a fost lovit în același atac. Regiunea Volin, aflată la nord de Lviv, se învecinează de asemenea cu Polonia. Alerte de raid aerian au fost emise pentru întreaga Ucraina timp de aproximativ 2 ore.